Să încerc să fiu un pic mai aproape de voi în seara asta. Am să dau citirea unui singur verset, așa cum îl găsim scris în 1 Corinteni, capitolul 16, și anume versetul 13. 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 13. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Amin. Vă rog frumos să luați loc. Eram undeva, dacă nu mă înșel, prin clasa a cincea, sau a șasea. Începea anul școlar și cum mie îmi plăcea foarte mult literatura la școală, mi-aduc aminte că prima lecție la literatură era o lectură a lui Mihail Sadoveanu. Era preferatul meu, așa că mi-aduc aminte și acum. Prima lecție în care ia bătrân Sadoveanu trece prin satul lui natal, trece la mormântul învățătorului său și începe să scrie ce și-aduce aminte despre învățătorul lui. Relatarea lui despre domnul Trandafir sfârșește așa: a fost un om. Atât, punct. Și cel puțin în perioada respectivă, și cel puțin în limba română, când se spune despre cineva că mai e în viață sau nu, e un om sau a fost un om, are multă greutate. Și aș vrea în seara asta să vorbesc despre asta. Ne place așa de mult să citim în Scriptură și să vorbim despre faptul că Domnul Iisus a venit pe acest pământ pentru noi, să moară pentru păcatele noastre, să ne dea iertare, ca să avem intrare liberă în ceruri. Și ne bucurăm de asta și îi mulțumim de asta lui Dumnezeu. Și așteptăm ziua aceea când vom fi împreună cu El în ceruri. Evanghelia, dragii mei, însă nu se termină aici. Lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră nu se termină cu iertarea păcatelor. Marele predicator al secolului XIX, Spurgeon, spunea: dacă nu ești un bun cetățean al țării tale, cum vei fi un bun cetățean al cerului? Evanghelia, dragii mei, după ce ne aduce vestea bună a iertării păcatelor, are menirea să ne facă pe fiecare dintre noi cetățeni buni ai acestui pământ. Pentru că, dragii mei, trebuie să trăim în lumea asta și să arătăm că suntem oameni înainte să ajungem în ceruri. Dragii mei, expresia aceasta e biblică. O găsim aici, în 1 Corinteni 16 cu 13. Fiți oameni. Atât. Nu spune fiți oameni buni sau răi, nu spune fiți oameni înțelepți sau neînțelepți, nu spune fiți oameni frumoși sau urâți. Și în contextul acesta pe pământ trebuie să învățăm cum să trăim și cum să fim oameni după cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă ne-am dat seama când am plecat din casa părinților noștri
Am vrut, ne-am vrut. Suntem aici și gura iadului lângă noi, dragii mei. Discoteca e aici aproape. Toate ispitele care eu mi-aduc aminte când eram copil nu erau, acum sunt. Toate filmele murdare, toate revistele murdare, toate provocările lumii, nu trăim la munte, sunt aici lângă noi. Și aici, în mijlocul tuturor provocărilor și tuturor duhurilor rele și tuturor dracilor, aici, suntem chemați, dragii mei, să trăim ca oameni adevărați după chipul lui Dumnezeu. Sunt îngrijorați deja părinții de copiii lor că-s drogați și nu mai știu ce să facă cu ei. Că nici nu învață și nici nu studiază și umblă în discoteci și își pierd viața pe acolo. Și nu ca și credincioși, ca oameni din lumea asta, se uită la copiilor și spun, nu știu dacă iasă oameni din ei. E așa de greu. S-auzi că spune cineva despre tine, mă, tu nu mai ești om. Fiți oameni. Citim în Ieremia 5 cu 1. Dumnezeu spune prin Ieremia, duceți-vă în Ierusalim, pe străzi și în piețe. Cum sunt străzile și piețele? Pline de oameni, nu-i adevărat? Nu-i așa? Spune, du-te pe străzi și în piețe și caută un om, unul. Și între ei toți nu este unul, că dacă ar fi unul, n-aș pedepsi cetatea. Dar n-am găsit niciunul. Exact în același fel, scrie în Ezechiel 22:30. Caut printre ei un om, unul, ca să înalțe un zid înaintea mea pentru țară, ca să n-o nimicesc. Și dacă eu voi lovi în zidul acela și îl voi crăpa, omul acela să se pună cu trupul lui în spărtura zidului și să zică, tot nu te las. Așa cum a fost Moise, unul care a zis, Doamne, mă pun înaintea ta, nu nimici poporul. Și nu l-a nimicit. Dar în vremea lui Ezechiel n-a fost niciunul. Ce înseamnă să fii om? Ce vrea să spună Dumnezeu prin asta? Caut unul, un om. Vreau în această seară, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, să ne uităm, să vedem ce vrea Dumnezeu să spună prin asta. Unde vom găsi caracteristicile fundamentale ale omului, așa cum îl concepe Dumnezeu, așa cum îl vrea Dumnezeu? În Ioan capitolul 19, Pilat l-a pus pe Domnul Iisus să fie bătut, bătut bine. I-a pus o haină pe el, dar nu o haină de împărat, o haină de batjocură. I-a pus o cunună pe cap, dar nu de împărat, o cunună de spini. I-a dat în mână și a spus că ăla e toiagul lui de împărat și era o trestie. Și apoi în balcon, în fața întregului popor, în fața acestei mari mulțimi, nu un preot, nu un reprezentant al lui Dumnezeu, nu unul care cunoștea legea lui Dumnezeu,
Un guvernator roman care n-avea nicio treabă cu Dumnezeu. Îl prezintă pe Domnul Iisus și spune, iată omul, aici îl aveți. Dacă vrem să știm ceea ce înseamnă să fii om adevărat, să nu ne dezlipim, dragii mei, nici ochii, nici inima, nici mintea de Domnul Iisus în fiecare clipă. Haideți, dragii mei, să avem acea experiență pe care Moise a avut-o pe muntele Sinai. S-a urcat acolo și după 40 de zile în prezența lui Dumnezeu, fața lui strălucea, fără să-și dea seama, fără ca el să știe. Am dorit, dragii mei, ca atâta pasiune să avem pentru Domnul Iisus. Atât de mult să ne dorim părtășia cu Domnul Iisus. Și atât de mult să ne uităm la El, să ne minunăm de El, să ne închinăm înaintea Lui, să-I căutăm părtășia, ca ieșind de acolo din prezența Lui, fața noastră, inima noastră, gândirea noastră, mentalitatea noastră, felul nostru de trai, caracterul, gândirea, sentimentele, să-L arate pe Domnul Iisus. Lumea asta stricată, drogată, alcoolică, demonică are nevoie să vadă din mine și din tine persoana Domnului Iisus. Ne-ar place așa de mult să ne ducem pe munte să spunem, Doamne, facem colibie aici. Așa de bine a fost când mama, fetița s-a întors la mama acasă și a îmbrățișat-o mama și a rămas acolo. Dar nu suntem chemați, dragii mei, să rămânem acolo pe munte. Nu suntem chemați tot timpul să stăm acolo în părtășie cu Domnul. Ce frumos e aici! Suntem chemați să mergem în mijlocul acestei lumi îndrăgite și să fim oameni pentru Domnul Iisus și pentru ceruri. Doamne, care au fost trăsăturile Tale de bază? Care au fost, din felul Tău de gândire, din mentalitatea Ta, care au fost lucrurile cel mai importante? N-am să vă vorbesc despre toate în seara asta. Primul lucru despre care aș vrea să vă vorbesc este că Domnul Iisus, în momentul în care a lăsat cerul, a lăsat gloria Tatălui, a lăsat prezența Tatălui și părtășia Tatălui și era așa de bine acolo. În momentul în care a coborât pe pământul nostru, a renunțat la voința Lui proprie și a acceptat principiul că în ființa Lui se face numai voia Tatălui. Elementul fundamental care determină o persoană este voința lui. Nu știe fetița mea să spună prea multe, dar știe să spună vreau aia, vreau cealaltă, vreau cealaltă, vreau aia, nu vreau cealaltă, nu vreau, vreau asta, haina asta, nu vreau. Vreau și vreau și vreau și vreau și vreau. Și de când e mic copilul și până ajunge bătrân, spune vreau și vreau și vreau. Vreau să ajung înalt, vreau să ajung frumos, vreau să învăț, vreau să ajung bogat, vreau să am o casă mare, vreau și vreau și vreau să fiu puternic, vreau să mă căsătoresc bine, vreau să fiu fericit. În momentul în care eu și tu spunem vreau, ce urmează după aceea? Care sunt lucrurile pe care
le vreau cu tot din adinsul. Care sunt lucrurile cele mai importante pe care le vreau? Și dau din coate pentru că le vreau. Și pun tot efortul meu pentru că vreau. Domnul Iisus spune în Evrei 10, vin să fac voia ta, Dumnezeule. În sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Ioan 6:38 ne explică că Fiul omului s-a pogorât din cer ca să facă nu voia lui, ci voia celui care l-a trimis. Domnul Iisus spune, eu nu fac nimic de la mine, eu nu vă spun nimic de la mine, vă dau ceea ce eu am primit și vreau să vă fac și vouă parte. Domnul, diavolul vine la Domnul Iisus și îi spune, poruncește pietrelor să facă pâine și... să nu mai rabzi de foame. Și am stat multă vreme și m-am gândit, și cu ce ar fi păcătuit? Care lege ar fi încălcată? Unde scrie în tot Vechiul Testament că n-ar fi avut voie să o facă? Dar Domnul Iisus spune un lucru deosebit de important. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Doamne, pentru sufletul meu, care-i cuvântul Tău? Ce aștepți Tu de la mine să fac? Care-i voia Ta pentru mine? Era atât de pasionat Domnul Iisus pentru asta, încât în momentul în care au venit mama și frații lui la el să-l vadă, a spus, acela mi este mamă, frate, soră, care acceptă acest principiu pentru viața lui. În chip suprem, acest principiu ne este atât de bine ilustrat în grădina Ghețimani. Pe Domnul Iisus, în perspectiva răstignirii, în perspectiva faptului că trebuia să se încarce cu toate păcatele, Domnul Iisus se îngrozește și spune, Tată, nu ai altă cale. Tată, nu se poate altfel. Tată, nu se poate să iei povara asta despre mine, de pe mine, parcă e prea greu. Dar în clipa următoare se înalță și spune, Tată, nu cum vreau eu. Nu după voința mea, după voința ta să fie, Tată. Dacă pentru asta am venit, dacă ăsta e scopul care Tu l-ai stabilit, Doamne, cum voiești Tu? În Evrei 10 ni se spune că aceasta ne-a mântuit pe noi. Această acceptare a voii lui Dumnezeu. S-a găsit un om care să intre în spărtură și să spună, lovește-mă pe mine, Tată, pentru păcatele lor. Domnul Iisus nu ne cere nici unuia dintre noi un lucru prin care El să nu fi trecut. El a trecut pe această cale înaintea noastră. El a ieșit biruitor pe această cale. El a reușit să aducă împărăția lui Dumnezeu pe pământ prin această cale. Și pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Și prin rănile lui suntem tămăduiți. Asta implică pentru fiecare dintre noi, dragii mei, responsabilitate. Acesta a fost omul Iisus și noi știm așa de bine că suntem chemați să mergem după El, să călcăm pe urmele Lui
Și în fiecare zi să spunem, Doamne, mă uit și astăzi la Tine. Și vreau și eu să merg pe urmele Domnului Iisus. 1 Petru, capitolul 4, versetele 1 și 2 spune, astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Care? Principiul fundamental al omului de adevărat. În fiecare zi, în prezența lui Dumnezeu, caut să știu care-i voia Lui. Multe lucruri se pot face în lumea asta. Dar Apostolul Pavel spune, niciun om nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Doamne, am intrat în armata Ta. Vrem, Doamne, înainte să biruim în viața oricui, înainte să reușim să aducem pe cineva la Tine, înainte să fim biruitori în afară, am vrea, Doamne, să fim biruitori pentru Tine în viața noastră. Și orice lucru, și orice activitate, și orice gândire, și orice plăcere care n-o vedem la Tine, Doamne, să o scoatem afară. Spuneam marți seara. E așa o mare tragedie să știm în mintea noastră că ale lumii sunt gunoaie, dar să ne placă gunoaiele alea și să nu renunțăm la ele. Nu-i de ajuns să știi, nu-i de ajuns să citești Scriptura. E deosebit de important să las inima mea, sentimentele mele, plăcerile mele, gusturile mele la dispoziția Domnului Iisus și să spun, Doamne, toate sentimentele și gusturile și inima mea întreagă, vreau să o las la dispoziția Ta și tot ce am în mine să am de la Tine, Doamne. Aceasta este o trăsătură fundamentală a omului după voia lui Dumnezeu în fiecare zi, Doamne. Nu voia mea să se facă, ci voia Ta. A doua trăsătură a omului Iisus, despre care aș vrea să vorbesc în această seară, este că omul acesta se dezbracă de egoism și se dăruiește în folosul altora. După ce Domnul Iisus a spus, iată-mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule, apoi El ne spune în Evanghelie care este aceasta. Matei 20 cu 28 și Marcu 10 cu 45. Domnul Iisus însuși ne spune, căci Fiul omului s-a pogorât din cer nu ca să i se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Tragedia omului, dragii mei, din vremurile acelea și până astăzi, este egoismul. Tragedia omului neschimbat de Dumnezeu este că vrea toate lucrurile pentru el. Numai să adune pentru el, numai să strângă, numai să aibă pentru el. Dumnezeu vrea să introducă în copiii lui, în urmașii lui, în oamenii împărăției lui, această trăsătură de a ieși în afară. Domnul Iisus a început să slujească altora
până acolo încât să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Și vreau să iau un episod din Luca 22. În seara pregătitoare jertfei lui, atunci când mai avea puțin și era gata să urce calvarul, își adună ucenicii împreună. Și ucenicii n-au găsit altceva mai bun de făcut decât să se certe care dintre ei vrea să fie mai mare. Și au început să discute între ei și nu prea au reușit să se înțeleagă. Fiecare dintre ei ar fi vrut să fie mai mare. Și Domnul Iisus începe să le explice cum ajunge cineva să fie mare în împărăția lui Dumnezeu. Și le spune așa: împărații lumii acesteia domnesc peste lume, domnesc peste popoare și mentalitatea și gândirea este că dacă ai mulți slujitori, cu cât ai mai mulți slujitori, cu cât ai mai mulți robi, cu atât ești mai mare, cu atât ești mai puternic. Domnul Iisus spune: între voi să nu fie așa. În împărăția lui Dumnezeu lucrurile sunt altfel. Eu sunt cel mai mare dintre voi. Și totuși sunt slujitorul tuturor. Și această idee trebuie să se fixeze, dragii mei, în mințile noastre. Câte persoane sunt în această biserică sau în afară pe care le-ai slujit? Pe cât ți-ai ajutat? Pe cât ți-ai ridicat? Pe cât ți-ai sprijinit? Pe cât ți-ai ajutat cu o vorbă bună, cu un sfat venit de la Dumnezeu? Cu o rugăciune, cu o părtășie sfântă, cu un ban dacă a fost nevoie? Cât sunt cei care îl laudă pe Dumnezeu pentru faptul că existi și că te-au cunoscut pe tine? Asta este ceea ce în împărăția lui Dumnezeu îl face pe om să fie mare. Frați și surori, de atâtea ori ni se spune în Noul Testament să nu mai trăim în folosul nostru, ci în folosul altora. O știți așa de bine. Uitați-vă la darurile duhovnicești, dacă vreți. Nu ne-au fost date ca să fim grozavi, nu ne-au fost date ca să ne înalțe pe noi. Darurile duhovnicești ne-au fost date ca să slujim altora, să le punem în folosul altora. Dragii mei, haideți să ne uităm în oglindă, să ne uităm la noi, numai atât cât este nevoie, ca să ne dăm seama cu ce putem să fim de ajutor celorlalți, cu ce putem să slujim celorlalți. Aceasta este una din trăsăturile de bază ale omului după voia lui Dumnezeu. Aș dori să ne gândim pentru câteva momente cum ar arăta biserica noastră dacă toți am gândit așa după cuvântul lui Dumnezeu. Am întâlnit atâtea cazuri, dragii mei, în care intră cineva în biserică și în biserica asta nu-și găsește locul. De ce? Pentru că nu-mi dă ceea ce eu am așteptat să-mi dea.
Și biserica cealaltă nu-i bună pentru că oamenii nu sunt așa cum am așteptat eu să fie. Și biserica cealaltă nu e așa de duhovnicească cum am așteptat eu și nu mă hrănește așa cum m-aș fi așteptat eu să mă hrănească. Și nicio biserică nu-i bună. Și toți pocăiții sunt răi. Și eu nu spun că pocăiții toți sunt desăvârșiți, nici eu nu sunt. Dar ce ar fi dacă ne-am apropia, am intra într-o biserică cu mentalitatea, ce pot eu să aduc acestei biserici? Cu ce pot eu să slujesc în biserica asta pentru ca lucrurile să meargă mai bine? S-a apropiat odată o soră bătrână de un pastor al bisericii și a spus, frate, uite, m-am venit și eu la nepoți că am fost singură și m-am mutat și eu aici la dumneavoastră în localitate și vreau să mă fac membră a bisericii, nu? Bine, soră, cum te numești? Poți acolo câteva date și... Nu, bine, de aici încolo te așteptăm la biserică, ești membră la noi. Bine, bine, dar eu ce pot să fac pentru biserică? Apoi, soră, la vârsta dumneitale și... Vii și tu, cânți cu noi, te bucuri cu noi... Mai pui și tu bănuți dacă ai, dacă nu. Asta este și... Bine, bine, frate, da, eu să știi că mai am și alte daruri. Păi și care ar fi alea? Păi stai, frate, să-ți spun. Eu am fost operată, nu mai mi-aduc aminte de ce o spus ora că e operată și din cauza asta nu pot să dorm noaptea. Și dacă e vreunul care e bolnav și are nevoie de cineva să-i stea la căpătâi noaptea, eu-s gata, frate. Și așa cum mă vezi cu mâinile astea, știu să fac și curățenie în casă. Și s-a uitat pastorul la ea și zice, dintr-o dată, așa de mic m-am făcut în fața la bătrânica asta. Dragii mei, haideți să ne uităm fiecare la noi și să ne dăm seama că oricât de mici și prăpădiți ne-am vedea, ceva a pus Dumnezeu noi în fiecare cu care putem să slujim. Și haideți să ne lăsăm la dispoziția lui Dumnezeu, gata să-i împlinim voia, gata să căutăm fața lui în fiecare zi și să fim gata, nu să așteptăm să primim, nu să așteptăm să ni se dea, ci noi să fim gata să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și să fim oameni pentru El. Ar mai fi și altele, dar aș vrea să mă opresc aici. Măcar cu atât să rămânem. Și să ne gândim că nu alegem noi momentul în care mergem dincolo în împărăția lui Dumnezeu. Bine ar fi să o așteptăm în fiecare zi. Dar ar putea să fie la noapte sau ar putea să mai fie peste încă 2000 de nopți. Nu alegem noi momentul. Și până când Domnul va hotărâ să trecem dincolo, indiferent cum, să fim gata să fim oameni pentru Dumnezeu. Și în mijlocul acestei lumi păcătoase și rea, să arătăm lumii că suntem copii ai cerului. Amin.